Ucraina va începe să restricționeze de astăzi furnizările de electricitate din țară ca răspuns la loviturile Rusiei asupra infrastructurii sale. Ucrainenii vor trebui să se pregătească pentru pene continue, iar oamenii vor trebui să conserve energia, a avertizat adjunctul cabinetului prezidențial, Kirilo Timoshenko, într-o actualizare pe Telegram publicată miercuri seară. Acesta a spus că restricțiile se vor aplica până la ora 23 zilnic, în caz contrar vor urma pene temporare de curent. Rusia a lovit joi dimineață o companie industrială și infrastructura de energie din districtul Crivoi Rog, aflat în regiunea Dnipropetrovsk, a spus pe Telegram guvernatorul regiunii Valentin Reznicenko. Sunt pagube serioase, însă potrivit informării preliminare nu există victime. Peste 1000 de orașe ucrainene sunt fără curent din cauza bombardamentelor rusești care, potrivit Kievului, au distrus 30% din centralele electrice ale țării în ultimele 10 zile. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky, în alocuțiunea sa de miercuri, s-a adresat oamenilor din zonele ocupate temporar din sudul și estul Ucrainei, spunându-le că în viitorul apropiat, ocupanții vor încerca să recruteze oameni în armata lor. Peste tot este la fel ca în Donetsk și Luhansk și a rugat să evite pe cât posibil acest lucru. Dacă nu puteți face acest lucru și vă aflați în structurile militare rusești, încercați cu prima ocazie să depuneți armele și să ajungeți în poziții ucrainene și, cel mai important, protejează-ți viața. Rusia a evitat chiar și cuvântul război timp de 6 luni și a pedepsit oamenii cu dosare penale pentru asta, iar acum declară legea marțială pe teritoriul ocupat. Chiar ocupanții au adus războiul pe pământul nostru, sub pretenția lor falsă, constantă, de presupuse negocieri, iar acum semnează niște decrete care cimentează războiul. Președintele american Joe Biden a făcut miercuri scurte remarci cu privire la războiul aflat în desfășurare în Ucraina. Liderul de la Casa Albă a spus că președintele rus Vladimir Putin se află într-o poziție incredibil de dificilă în Ucraina și recurge la brutalizarea oamenilor. Cred că Vladimir Putin se găsește într-o poziție incredibil de dificilă și ceea ce reflectă pentru mine este că singurul său instrument disponibil este să brutalizeze cetățenii individuali din Ucraina, să încerce să intimideze, să capituleze. Ei nu o să facă asta. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri decretarea legii marțiale în cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde că le-a anexat: Donetsk, Luhansk, Herson și Zaporojie. Anunțul lui Vladimir Putin vine după ce mai devreme în cursul zilei de miercuri televiziunile rusești au relatat că autoritățile au început evacuarea civililor din teritoriile ocupate de Moscova în regiunea Herson din sudul Ucrainei.